Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco. Mare brânză, mare gust. Rețetă de sezon în dimineața asta la Culinaria, alături de prietenii noștri de la Delaco. O rețetă bazată pe telemea de vacă în saramură de la Delaco. Iam. Cu roșii. Așa. Și ceapă verde. Acum că roșiile au năpădit piețele, da. Se găsesc și de alea moțate, se găsesc și de alea inimă de bour acum. Nu de bou, mă, nu de bour. Inimă de bour, așa îi spune, nu de bour. Inimă de bou, vezi că la mine în obor există etichete cu inimă de bour. Să știți că Luca este în căutarea inimii de zimbru. Da. Dacă căutat așa. Păi inimă de rumegător. Da. Ca să fie mai de rumegător simplu. Mare. Exact. Bun, deci avem roșii proaspete la dispoziție. Altfel, rețeta este bună și cu roșii sherry, despre care spuneam recent că sunt într-un moment foarte bun acum. Sunt gustoase, ale sunt mai ieftine decât roșia normală. Da, da? Roșia normală turcească. Uită roșiile turcești. Acum avem roșii românești de solar peste tot. Alea turcești deja pierd teren masiv. Nenorocire. Mai rămân agățate doar cu prețul, pentru că sunt de 3-4 ori mai ieftine decât roșiile astea, dar nici nu se compară gustul și calitatea sub nicio formă. Așa. Și, cum spuneam, avem o rețetă de sezon, avem o plăcintă astăzi. O tartă, plăcintă, tartă mai degrabă, da? Cu brânză telemea de vacă Delaco, roșii și ceapă verde, cum spuneam. Diferența între tartă și plăcintă este că plăcinta învelește și tarta oferă. Tarta e dezvelit. Da. Da. Este o rețetă recomandată de Greta de la blogul De Mâncare. Ea a scris această rețetă. O rețetă foarte, foarte simplă. Folosim o foaie de foietaj din aia congelată, cum am mai spus, că pentru cei mai mulți dintre noi e greu de făcut așa ceva. Da. Deci o foaie pe care o decongelăm, dar trebuie să fie rece în momentul în care ne apucăm de treabă. Și e bine să o mai presăm un pic cu un sucitor ca să devină ceva mai subțire. Și apoi 200 de grame de telemea de vacă în saramură Delaco, sfărâmată și amestecată cu un ou și cu ceapa verde tăiată mărunt. Mixtura asta o întindem pe aluat, adăugăm roșiile feliate, alea inimă de bou, arată și foarte bine ca o camerele alea, că de-aia vine și denumirea de inimă de bou, că arată ca o inimă în secțiune, așa, în grosomodo. Așa. Dacă nu, roșii sherry, cum spuneam. Pliezi marginile puțin peste umplutura de brânză și ungi cu încă un ou pe care l-ai bătut în prealabil ca să arate frumos toată afacerea. Da. Se mai presară susan pe deasupra, mai ales pe margine acolo, și se dă la copt la 200 de grade 15-20 de minute, până când capătă o crustă aurie, cât și crocantă. Deci, practic, în loc să mănânci pâine cu brânză și roșii, mănânci tartă caldă, tartă crocantă, cu roșiile și brânza scoase din cuptor. Cred că merge să-i dai și un praf de oregano, merge, dacă vrei să... Siguranță. Da. Ce să mai, mă, nu-ți mai zic nimic. Mulțumim foarte mult. Și dacă nu poți să razi, poți să pui și un piept de porc, un bec. Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.